Gheorghe Pecingin a ocupat până astăzi funcția de prim vicepreședinte la Alde Gorj. Atunci când se creează lotul și primul 11, au apărut oamenii lui Dian Popescu. Nu știu ce atribute sau aturi au în lupta asta politică, pentru că pe mine nu m-a deranjat că a venit Mădălina Ciolocu, m-a deranjat că a spus că a strâns semnături cu mult timp înainte. Ori nimeni nu a văzut-o și știe toată lumea că a așteptat să vadă pe ce loc va fi la pe lista de Consiliu Județean și după aceea s-a decis. Deci lucrul ăsta e deranjat. Mădălina Ciolocoi ar fi impus anumite persoane pe listele ALDE, lucru care l-a deranjat pe avocatul Pecingină. Le-a explicat la Radio Târgu Jiu în cadrul emisiunii Pro și Contra de ce a luat decizia de a pleca din ALDE. Mai mult îl pune sub îndoială și sondajele efectuate în fostul său partid. Dar de ce ai plecat? Pentru că în echipa cum o structurează Dian Popescu de paharnici și oameni servili lui, vă dau un exemplu, Matei Nădrag. Păi Matei Nădrag nu poate să coordoneze pe el, dar să coordoneze campania la municipiu. Asta denotă clar un blat ordinar, adică mi se pare... Dar blatul dintre nu. ALDE și PSD oficial, domnule Pecingin. Bun, lăsând dincolo de acel protocol, poți să faci, să spunem, o înțelegere, dar după ce ți-ai demonstrat forțele, nu poți să-mi spui mie, se vorbește de 18%, vorbește Dian Popescu despre 18% în Târgu Jiu, trebuie să fii naiv, ca să nu folosesc alt termen, să crezi lucrul ăsta. E un sondaj făcut de băiatul ăla care în timp ce urca oile sau într-o asfaltare la intrare în Rovinari, cumpărarea de echipament sportiv pentru Jiu Rovinari și urcat oilor la munte, a citit o carte de sociologie și între timp face și sondaje. Fost un manager al orașului Rovinari, da? Deci el este omul care a dat sondajul lui Dian Popescu, prin care ALDE-le suflă în ceafa PNL-ului, ca să zic așa. Și oamenii deja sunt relaxați, împar funcții. Gheorghe Pecingin a plecat de la PSD la ALDE, iar acum face echipă cu PNL.